Haideți să ne ridicăm și să ascultăm cuvântul Domnului. Vă îndemn să ascultați. Nu-l căutați. Ascultați. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare. Eli, Eli, lama sabachthani. Adică, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis, strigă pe Ilie. Și îndată unul din ei a alergat, de-a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și a dat să-l ia. Dar ceilalți ziceau, lasă să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și îndată perdeaua din lăuntul templului s-a rupt în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Amin. Vă rog să vă nu știu câți dintre dumneavoastră, cu siguranță cei tineri, au auzit despre o sărbătoare care vine de la americani. Black Friday. Este o sărbătoare împrumutată de la americani în care o zi specială, undeva pe la sfârșitul lui noiembrie, sau octombrie, parcă. Noiembrie. Da? Care face mari reduceri. Dar nu despre sărbătoarea aceasta vreau să vă vorbesc. Mi-am amintit de ea în timp ce mă pregăteam, pentru că acest Black Friday înseamnă vinerea neagră. În dimineața aceasta aș vrea să medităm la vinerea neagră a istoriei acestui pământ. În existența acestui univers a existat o vinere neagră. Un punct zero. Era un punct de tensiune maximă când două împărății stăteau față în față, disputându-și întâietatea. Împărăția lui Dumnezeu și împărăția celui rău. Într-un mod absolut inexplicabil, Dumnezeu s-a lăsat dat în mâinile vrăjmașului său, în mâinile diavolului. Universul stătea, puterile văzute și nevăzute stăteau cu gura căscată. Era uimită de ce se întâmplă. Dumnezeu era lăsat în mâinile vrăjmașului, a diavolului. Și lucrurile mergeau din rău în rău. A fost prins, a fost batjocorit, a fost condamnat la moarte. Și acum era terminat pe un lemn de blestem, răstignit. Viața se scurgea din trupul și din ființa Dumnezeului răstignit. Și iadul a început să-și pregătească banchetul învingătorului. Era sigur că va învinge. În iad s-a pregătit un ospăț extraordinar, sărbătoarea învingătorului. Da, într-adevăr, Dumnezeu murise, lucru confirmat de un ostaș care a aruncat cu suliță și din coaste a pus sânge și apă, dovada faptului că murise. Iadul era în sărbătoare, era în delir. Dumnezeu a fost învins. Vrăjmașul, Lucifer, a câștigat. Și sărbătoarea a continuat o noapte, o zi și încă o noapte. Dar dintr-o dată, în mijlocul acelei bucurii de nedescris a iadului, a dracilor, pătrunde un zvon care încremenește pe toți în poziția în care era. Hristos a înviat. Lucrul acesta ajunge ca un trăsnet peste ei. Pentru că din sărbătoarea cea mare își dădeau seama că au pierdut. Era ca înainte. Dumnezeu era mai tare. Ba mai mult, era mai rău ca și înainte.
Diavolul a alergat acolo, în locul acela fermecat, în care își țineau toate catastifele. Erau catastife cu păcatele întregii lumi, ale dumneavoastră, fiecăruia, ale mele. Erau scrise acolo, cu litere, fiecare păcățel care l-am făcut, era scris acolo. Era puterea lui. Și când le-a deschis cărțile acelea, erau albe. Puterea diavolului pierise. Zapisul care îmi stătea împotrivă a fost șters. Vinerea mare a fost urmată. Vinerea neagră a fost urmată de duminica extraordinară, strălucitoare, magnifică. Orice cuvânt ați folosit este pariu de duminica învierii. Victoria definitivă, irrevocabilă a lui Dumnezeu asupra celui rău. Sigur, v-am spus-o din închipuirea mea, gândindu-mă ce s-a întâmplat cu mintea mea de om, gândindu-mă ce s-ar fi putut întâmpla acolo, acolo în sferele cerești. Dar vreau să vă spun că dimineața aceasta, în timpul pe care îl vom avea de a medita la acest cuvânt din Vinerea Mare, din dimineața Învierii, vreau să vă spun că acest punct a fost punctul zero al istoriei. Cuvântul lui Dumnezeu ne certifică acest lucru. Din scoarță în scoarță vorbește cuvântul acesta despre o persoană, despre Domnul Iisus care să vină. Dar din viața Domnului Iisus, lucru cel mai mediatizat, lucru cel mai descris, cu cele mai multe, cu cel mai amănunțit, cu cele mai multe cuvinte, este acela care se referă la moartea și la învierea Domnului Iisus. Acela era punctul zero al istoriei. Și asupra acestui punct zero al istoriei, asupra acestei vineri negre care a adus duminica învierii, aș vrea să medităm în această dimineață. Cu siguranță nu ne-ar ajunge timpul, pentru că dacă Dumnezeu în cartea aceasta, în cuvântul Lui, trece peste sute de ani de istorie, doar pomenind cutare născut pe cutare, cutare născut pe cutare, sunt sute de ani de istorie care sunt acoperite doar de o listă genealogică. Când vorbește despre moartea Domnului Iisus Hristos, sunt folosite pagini și pagini și pagini despre trei zile, două zile, o zi, despre ceasurile răstignirii. Vorbesc multe, multe pagini și cuvinte din această carte. Și prin această dozare a informației, Dumnezeu vrea să ne transmită ceva. Acolo este centrul, acolo este esența, acolo este punctul zero al istoriei. Nu o să putem noi în dimineața aceasta, în câteva minute, să vorbim despre ea. Am putea să stăm aici săptămâni, am putea să stăm luni, am putea să luăm ani de zile și nu o să putem să înțelegem adâncimea planului lui Dumnezeu, frumusețea planului lui Dumnezeu, extraordinară înțelepciunea lui Dumnezeu descrisă în aceste evenimente. Dar atât cât vom putea în dimineața aceasta, în câteva minute, vom încerca să intrăm în aceste cuvinte ale lui Dumnezeu. Vinerea mare, vinerea neagră a istoriei. Sigur că știți că suntem în Matei, în capitolul 26, 27 și 28. Cuvântul pe care l-am citit este din Matei, capitolul 27, de la 45. Dar avem un trei pasajul, trei capitole. Avem și două lecții, pentru că cu ajutorul Dumnezeu, astăzi vom încheia Evanghelia după Matei, urmând ca de duminica viitoare, dacă Domnul va mai lăsa să bată ceasul istoriei în 2014 peste viețile noastre, vom începe Epistola lui Pavel către Coloseni. Dar până atunci, astăzi, vom încerca să parcurgem această parte a istoriei. Așadar, frați și surori, uitându-ne la aceasta, m-am gândit cum să îmi aranjez timpul, știind că e destul de aglomerat dimineața. Și am venit cum să îmi aranjez timpul. Din cauza asta, aș vrea să mă folosesc și de dumneavoastră, și de tine, și de toți cei care vreți în dimineața aceasta să contribuiți la a găsi câte ceva din planurile lui Dumnezeu. Până oară, în timp ce noi vom privi peste evenimentele care au curs peste această, în această istorie, în acest timp, aș vrea să îi rog pe tineri să privească peste aceste trei capitole, 26, 27, 28. Și aș vrea să îi rog să privească cu un obiectiv, și anume, să se uite la două personaje, la Petru și la Iuda. Să se uite la asemănările dintre ei. Să se uite la deosebirile dintre ei.
Care sunt asemănările? Haideți să, numai așa ca să vă dau, să vă pornesc. Aș vrea să vedem care e prima deosebire. Amândoi ce erau? Ucenici. Mai sunt și alte asemănări care, în care Petru și Iuda se aseamănă. Sunt lucruri care, care aduce la o altă. Dar sunt și deosebiri. Și vom vedea că este o deosebire majoră. Destinul lor, așa cum știți, este unul absolut diferit. Ce a făcut? Care sunt asemănările între aceste două personaje? Care sunt deosebirile care îi face să aibă, un, să aibă, să aibă fiecare câte un destin atât de diferit de celălalt? Vreau să dau altui grup de... vreau să împart tinerii în două, dar probabil asta o să parcurgem împreună. Să ne uităm la ceasul lui Dumnezeu în toate aceste capitole și la ceasul, la ceasul oamenilor. Ceasul lui Dumnezeu care bătea într-un anumit fel, ci și ceasul oamenilor care bătea într-un alt fel. Planurile lui Dumnezeu, ca să o spun cu alte cuvinte, vis-a-vis de planurile oamenilor, indiferent care sunt aceștia, cărturarii și mai mari norodului, sau ucenicii, sau dacă luați pe fiecare, veți vedea două planuri, sau cel puțin două planuri, un plan clar, un plan al lui Dumnezeu, un ceas al lui Dumnezeu care bătea ora la fix și toate celelalte planuri, toate celelalte ceasuri ale fiecăruia care băteau în felul lor. Fiecare credea că el este inițiator la ceea ce face, dar de fapt vom vedea că de fapt ei se supuneau ceasului lui Dumnezeu, planului lui Dumnezeu. De asemenea, aș vrea să îl rog pe Titi să aibă un cuvânt în această dimineață din acest text. În câteva minute să aibă și el un cuvânt pe marginea acestui text. Dar înainte de a da cuvântul lui Titi, aș vrea să priviți, dintre multele personaje care sunt prezente acolo în scena aceasta a răstignirii și în pasajul acesta din capitolele 26, 27, 28, haideți să vedem care, la care ar fi. Păi sunt preoții cei mai de seamă, cărturarii mai mari norodului. Mai spuneți noastră. Care sunt personaje în această... Cine mai este? Mai tare, că nu înțeleg. Pilat. Ucenicii sunt acolo sau plecați la cumpărături? Lăsa acolo și ei, da? Lăsa acolo și ucenicii sunt acolo, da? Dintre ucenici se disting în mod special două. Doi ucenici, Iuda și Petru, da? Care mai sunt acolo? Cine mai apare în scenele aceștia? Bătrânii norodului. Femeia care pune mir pe capul Domnului, da? Mai sunt niște străjeri acolo, mai sunt niște soldați, mai sunt sutași, mai este mama lui Iacob, așa mai departe. Poporul, norodul. În momentul de intensitate maximă, pentru că, așa cum spuneam, acesta este punctul zero, momentul de intensitate maximă a istoriei. În momentul de intensitate maximă, sau să vă întreb altceva înainte, care credeți că a fost, dacă ar fi să punem deștul pe un moment anume, care credeți că a fost punctul de intensitate maximă? Când conflictul a fost la maxim, care credeți că a fost? Din acest pasaj. Ghețiman. Ghețiman ce anume? Când zici Ghețiman, la ce te referi? La rugăciunea lui Iisus. Rugăciunea Domnului Iisus, Iisus spune Maria. Care ar fi motivația pentru acesta? Dacă privim din punctul de vedere al Domnului, ce ziceți? Are dreptate Maria? Are dreptate, așa e? Pentru că... Zi, Maria, de ce? Pentru că atunci s-a hotărât Iisus să împlinească pentru ce a venit El pe pământ. Îl vedeți pe Domnul tulburat mai tare decât în momentul acela cândva? Domnul zice, sufletul meu este tulburat și cuprins de o împestare de moarte. După care, după ce iese din momentul acela, îl vedem pe Domnul că zice, nu-i da, prietene, ce ai de făcut fă? După aia, când este să se apere, nu se apără, din potrivă tace. Doar o singură întrebare răspunde. Și și aceea se acuza pe sine însuși în ochii oamenilor. Când este întrebat, ești tu Hristosul? Și el spune, da, sunt. Mai bine, de ce ai din punctul de vedere?
Dacă a venit tată, trebuie să tată. Să nu spună nimic. Și atunci o spune cu foarte multă liniște. Punctul maxim din punctul de vedere al Domnului Iisus, tensiunea maximă, probabil este acolo rugăciunea din Ghețimana Domnului. Din alt punct de vedere, probabil că tensiunea maximă privită din alt punct de vedere este crucificarea moartea privită dintr-un alt punct de vedere. Pentru că atunci era Dumnezeu murea. Tensiune maximă. Dar așa să mă întreb acum altceva. Dacă acestea sunt forțele, că nu sunt alte împărății, nu sunt nici romani acolo, nu sunt nici alte împărății sau alte popoare evrei, de când a existat pământul acesta, a existat doar două împărății care și-au disputat supremația. Împărăția lui Dumnezeu și împărăția celui rău. Uitându-ne în aceste două împărății, în acest moment, care era cu care? Având în vedere că toate persoanele care mai înainte le-am citat aici împreună, care credeți că era cu care? Care făceau echipă cu care? Preoții cei mai de seamă, cărturarii, cu cine făceau echipă? Era de partea celui rău, nu? Este destul de clar. Spune și în fapte Apostolul Pavel, zice, într-adevăr, împotriva omului tău s-au unit, Pilat din Pont, preoții cei mai de seamă. Așa spune, nu? S-au unit împotriva omului celui rău. Deci era împotrivă. Dar în momentul acela de tensiune maximă, hai să luăm momentul din Ghețimani. Cine era de partea Domnului, ca să zic așa? Cine? Era sigur. Și-a luat trei dintre cei mai apropiați. Și îi duce deoparte și spune, sufletul meu este cuprins în tristarea de moarte. Haideți cu mine și legați, rugați-vă. Ce fac ucenicii? Doar. Se întoarce și mustră Domnul și zice, adevărat zice, un ceas n-ați putut să legați cu mine? Formă să depărtează din nou, ce fac ucenicii? Doar. Și pe urmă, încă o dată. În momentul acela, Domnul a fost singur. Rugăciunea lui era Tatăl. Și cuvântul care am auzit că am înțeles că se folosește în original aici, îi tăticul meu drag. Exprimând acea relație extraordinară pe care Domnul o are cu Tatăl. Și dacă se poate, depărtează de la voi parcă acesta. Bătălia era adusă singur. Domnul era singur. În momentul acela, Domnul era singur. Putea cineva să stea lângă el în această bătălie? Nu. Trebuia să ducă singur. Mai departe, vedeți că de acolo și reiese faptul că acolo a fost bătălia mare, pentru că după ce vine a treia oară, zice, ce le zice ucenicilor? Sunt câteva cuvinte care parcă se bat cap în cap. Dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca fiul omului să fie dat în lumile păcătoșilor. Sculați-vă, haideți să mergem. Pe cum dormiți, sculați-vă. Dintr-un punct de vedere, putea să se odihnească. Bătălia era dată. Bătălia era dată. Dumnezeu însuși, cu sine însuși, da, voi gata. Și acel dormiți și odihniți-vă însemna de acum tot războiul este în mine. V-am chemat să fiți alături de mine, dar nu puteți. Și Domnul, deși mustră, cred, înțelege neputința mea. Dacă ar fi să ne uităm la acest ceas al istoriei. Aș vrea să vedeți că există un ceas al lui Dumnezeu care bate într-un anumit fel și este un ceas al oamenilor. Diferă ceasul lui Dumnezeu de ceasul oamenilor? Planul lui Dumnezeu de planul oamenilor diferă? Dați-mi exemple, vedeți.
până ce vă uitați peste text, vă rog pe Tibi să aibă câteva cuvinte din acest pasaj.